Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un domn s-a urcat cu caprele dânsului într-un tren CFR spre București. Bun. Bă, chiar toată lumea vine în capitală, bă, e ceva. Dar dânsul venea de la Deva, deci... În județul... Deva, județul? Da, județul Hune, doar a județul. Și, culmea, a făcut tot drumul. Deci, m-am gândit, când am văzut începutul știrii, m-am gândit că s-a urcat și dânsul, poate o stație, să facă o haltă. Și eu, nu! A venit tot drumul până la București. Deci, practic, a făcut transhumanță. Mamă, cu trenul. Fiind, cred că oricum aceeași viteză. Deci, că venea pe jos sau venea cu trenul, cam tot aia, cred că era. Bărbatul, scrie Antena 3, care dă știrea, a adus și fân pentru capre, ca să le hrănească în timpul călătoriei. Dacă nu mai sunt vagoane, restaurant. Asta nu m-am gândit. Restul călătorilor, aparent, au fost deranjați. Dar de ce? Aia, iurea, au făcut toți filmulețe pe TikTok, pe Instagram. Da. Tu știi ce înseamnă să călătorești cu capre? N-am adică mai fost sincer, dar nu știu. Eu cu CFR-ul am călătorit adesea, cu porci, cu boi, cu diverse vite. Bă, da, cu capre, mă rog... Poate că, dar nu, lumea... Nu mai zic, că eu am dat deja prea multe astăzi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.